Caz șocant: un bărbat în vârstă de 39 de ani de naționalitate moldoveană a fost omorât de un conațional după ce a intervenit într-o ceartă dintre criminal și soția acestuia bărbat lăsat fără suflare după ce a încercat să aplaneze un scandal. Prima s-a petrecut într-o parcare. Din primele informații relatate de ziarul italian la Republica, reiese că un cetățean moldovean în vârstă de 27 de ani s-a întâlnit în acea parcare cu soția sa, fiind în fază de despărțire. Pentru a discuta despre acest lucru, bărbatul venind însoțit și de sofroni cu care era coleg de muncă. Discuția între tânărul moldovean și soția lui a generat foarte tare însă, iar el a devenit foarte agresiv cu femeia, motiv pentru care Sofronia a încercat să o apere de furia soțului violent. În acel moment, bărbatul de 27 de ani s-a înfuriat foarte tare, probabil înnebunit de gelozie, a scos un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori, una dintre loviturile de cuțit ajungându-i la inimă și provocând decesul bărbatului de 39 de ani, relatează rotalianul.ro.